Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 700 de permise de conducere ridicate doar în acest weekend, adică doar în o zi sau două zile, nu? Da, în weekend. În weekend, controle în weekend. Peste tot. Sâmbătă și duminică. Băi, ce se întâmplă în țara asta? Adică... O fi mult, o fi puțin? mi se pare mult, sunt sute. Adică serios că mi se pare mult. Așa e. Și avem câteva minute de vorbit despre o idee. Eu nu cred că o să fie populară, dar vedem. Cum ar fi să avem limite de viteză de 32 de km pe oră în localități? Nu. Eu cred că nu pe bulevarde, adică dar pe străzile secundare. Cum ai ajuns la 32? 30 de kilometri ar fi. Așa, da. M-am luat după o știre din Țara Gailor, Marea Britanie, okay. Unde, deci în Țara Gailor a devenit prima, o să spun țară, din Marea Britanie, au o echipă de fotbal, de rugby, deci practic țară din Regatul Unit, care introduce limita de viteză de 20 de mile pe oră. Și Spot Media, care dă știrea, a calculat ce a ajuns la 32 de kilometri și de aia. Da. Străzile din multe străzi în București au o limită de 30 de km la oră pentru că au și limitatoarele alea de viteză puse. Și practic, fiind semn de circulație, e limita de viteză, nu? La mine pe stradă, în fața blocului, începe strada cu limită de 30. N-avem limitatoare de alea, mai sunt unii care merg și cu 80 pe acolo. Da. Și la mine, în cartier, tot cartierul, 30 de km, ba chiar și 20 de km, nu respectă aproape nimeni. Asta e o măsură absolutamente inutilă dacă nu pui camere. Adică eu când am fost în Germania, când am luat amenda de care v-am povestit și voi aici, țineți minte, în Freiburg, pentru o depășire cu 10 km sau 6, 8, nu mai știu cât. Acolo era limită 30, atât în satul ăla de lângă parcul de distracții, cât și în Freiburg, în toată zona centrală, adică inclusiv pe bulevard, nu numai pe străzile secundare, ceea ce mărturisesc că e destul de enervant. Eu acolo am și luat amendă pe bulevard, că nu mi-aș imagina cum bulevard cu 3 benzi poate avea limită 30. În schimb, erau camere peste tot. Adică nu mergea, că nu era doar așa, te rugăm frumos, mergi cu 30, că nu-i frumos. Și ia zi, mă, nemții mergeau cu 30 și tu ca nebunul cu 40 prin 3, a? Nu era noapte, adică pe bulevard de acolo, dar... Bă, ce-i slalom? Am ieșit de pe o stradă secundară cu 30 și așa m-am bucurat când am văzut bulevardul ăla că încălcat. A băgat forjă 50. Da, 0372069599. De data asta vă rugăm să ne sunați chiar acum, pentru că ne-am întins cu live-ul, cu ciocălățele, cu chestii de-astea și avem acum aici câteva minute, de 0372069599. Eu vorbesc de o măsură care să fie aplicată prin lege, practic, și în mod unitar, coerent, la nivelul întregii țări. Adică nu că o primărie decide că două străduțe de undeva sunt cu o limită de 30 de kilometri. Să fie ca metodă de reducere a accidentelor, a numărului de accidente grave, și de reducerea poluării, și de reducerea zgomotului, să fie impus o astfel de limită în România, se poate face. Vorba lui Luca, se instalează camere în câteva zone. E singura variantă. Asta cu camere, altfel cred că, cred că și Marea Britanie la fel. Marea Britanie e plină de camere și dacă vorbești cu ascultătorii noștri care locuiesc și lucrează în Marea Britanie, mulți dintre ei sunt exasperați de faptul că sunt camere de luat vederi peste tot și că practic nu poți nici să greșești cu 2, 3, 4 km că ți-ai amendă imediat. Nu, dar pe străduțele secundare chiar cred că s-ar impune. Da. Adică stai mereu cu grijă pentru că sunt mulți copii care se joacă pe stradă. A fost o tragedie și vara asta cu un copil accidentat. Eu aș lăsa un bulevard de la liber, adică la liber. 50, oricum nu respectă nimeni. Și oricum în București e nenorocire. Vorbesc de alte orașe unde se circule normal, dar pe străduțele secundare, astea din spatele blocurilor, sincer, nici nu mi se pare safe să mergi mai sus de 30-40 de km pe oră. Pentru mai că sar printre mașini, copii, ies bătrâni, mai cade cineva, adică e safe e să mergi încet. Marius, bună dimineața! Bună dimineața, Marius! Vă salut, stimabil doar. Salut! Eu cred că e o idee excelentă. Problema nu este limita de viteză în sine, cât faptul că nu există nimeni să o pună în aplicare. Da, domnule, firar să fie la noi, știi, asta e, noi avem legi, dar cine le aplică? Exact, exact, că tot aud vorbind că, băi, nu e destul de mare amenda, că nu e adevărat. Dă-i 20 de amenzi într-o zi. Dă-i și fă-le penale. Dar de ce crezi că... Ăla... Dar de ce crezi că în domeniul ăsta rutier de atâția și atâția ani de zile niciunul dintre guverne nu vrea, de fapt, să aplice aceste măsuri cunoscute, știute, verificate? Nu cred că ține. Adică nu, să instaleze camere, radare fixe? Nu ține de guvern în sine. Poliția are cu ce să facă treabă. Problema se pune că, uite, eu de un an de zile
conduc în oraș, în Constanța, cam 150-200 de kilometri pe zi în oraș, e enorm de mult. Toate străduțele le văd, toate străzile, toate... Da. Nu este picior de polițai pe stradă. Aha. Nu i-au găsit colegii, nu mai știu de la ce televiziune. Cred că de la Digi... Digi24, da, erau trei mașini care toți dormeau în parcare. Și i-a întrebat, ce faceți aici? Păi păzim să nu se facă graffiti. Era și fără, era și după ce s-au trezit, s-au plecat toți așa și reporterul a remarcat foarte corect. Acum nu mai există de graffiti, adică dacă am apărut noi, nu mai... Alexandru, neața. Bună dimineața, băieți! Bună dimineața! Vă salut cu drag! Eu am lucrat foarte mult timp în Olanda. Da. Și acolo și pentru 3 km, într-o zonă de 30 de km pe oră sau de 60, instant camera te ia instant. Cum spunea și Luca, atâta timp când nu există o cameră de viteză, o cameră de ceva, nu se va rezolva niciodată. Și spunem că experiența ta din Olanda de șofer, nu e frustrant să fii întotdeauna, mamă, dacă depășesc un kilometru, ce fac? 2 kilometri? Da, asta e foarte frustrant, normal, vă dați seama, 3 kilometri pentru 3 kilometri m-a luat instant. Ce, ai luat vreo amendă pentru asta? Am luat, a fost într-o zonă în care era 60, am avut 64 de kilometri pe oră, imediat m-a luat camera, mi-a dat 150 de euro din stat. Și n-ai nicio șansă să n-o plătești, că-ți vine acasă, bănuiesc, și... Nicio șansă, în secunda a doi se apare... Și nu se acceptă nici scuza că ești în depășire sau ceva, nu? Nimic nu te iartă pentru nimic în lume. Deci de-aia nu te... Poate doar dacă ești în frânare. De-aia nu depășește nimeni, nu devansează nimeni pe autostrăzi în Franța, da, în Spania, în țările astea. Toată lumea merge liniștit, nimeni nu face ceva, că pac, imediat ai luat 150 de euro. Știi bine că am mai discutat aici, în valabil oriunde, adică nu există țară civilizată, oameni civilizați. Oamenii știu de frică și de amenzi. Punct. Mamă, ce terorist ești. Mamă, dacă ai fi tu dictator, nenorocire ar fi. Cred că i-ar plăcea. Nu, eu zic doar constat, nu... Doar așa ar mai accepta cât un ciubuc, cât un Mozart. Da, da. Valentin, bună dimineața! Și pagă în ciocolată. Dimineața. Salut! Sunt multe de spus în privința subiectului. Okay. Noi vrem să ne aliniem la țările dezvoltate europene, dar nu avem infrastructura necesară. Ce le faceți la șoferii de tiruri care merg cu 30 în localități? Că tirurile n-au pe unde să ocolească. Asta ei merg viața în toate localitățile țării. Asta e viața, dacă asta e limita, merg cu 30, ce să facem acum? Asta e limita, dar eu nu zic că nu sunt de acord. Okay. Iar legea asta o să respecte 10-20%. Șmecherii care merg acum cu 200 o să meargă și atunci cu 250. Și, dar ce ar trebui făcut ca să o respecte nu 10-20%, ci 90%? Ce ar trebui făcut? Ce ar trebui făcut? Mm-hmm. Păi eu știu, trebuie eradicată toată clasa asta politică. Și dacă, stai puțin, eu omorâm pe toți politicienii. De mâine toată lumea o să conducă legal? Adică n-are nicio legătură. Nu, trebuie camere de luat vederi, radare fixe, sisteme de verificare, sisteme de măsurare a vitezei și așa mai departe. Asta, așa cum se face peste tot. Și amenzi, adică și amenziile aplicate, cum să spun, automat. Nu știu dacă spun asta, cineva o să spună că am ceva împotriva libertății personale. Dar eu cred că nu se poate. Ar trebui făcut așa. Iei permisul de conducere, trebuie să asociezi un card bancar. Automat asociezi un card și când vin amenziile, vin direct din cardul respectiv. Uite așa, pur și simplu. Alexandru. Le merge capul și pun un card de la gol de debit și la revedere. Alexandru, bună dimineața. Cardul de salariu. Bună dimineața. Bună dimineața. Da, sunt foarte de acord cu chestia asta. Așa mi-ar plăcea să fie exact așa cum ziceți voi, cu 30 la oră în localități, în anumite zone. Uh-huh. Tocmai am fost într-o mică excursie în Austria, acum vreo 2 săptămâni, da, în zona Innsbruckului. Absolut minunat. Știți ce liniștitor este să nu faci jocul ăla constant între bă, oare mă prinde poliția, bă, dar mă împingă aia din spate. Da, da, exact. Da. Aia sunt mai nenorociți acolo. Pentru că au camere și măsoară distanța și între camere. Da, da, deci acolo nu există. Unde e zonă cu 30 și 30 la oră? Nu există. Da. Nu te depășește nimeni, poți să mergi relaxat cu 30 la oră. Eu am încercat în Cluj, în zona Clujului, venind spre Baia Mare, am încercat acum câțiva ani de zile, eram cu fetița nou-născută în spate. Am zis, hai că mă duc cu viteza legală, să arăt soției cum se merge cu viteza legală în România. Și erau o mare, păi, colegii de trafic. Păi da, m-a depășit un tir la un moment dat și m-a claxonat tirul în localitate. Eu mergeam cu 50, tirul m-a depășit și mi-a trezit fața. Ce nenorocitule! Se întâmplă frecvent. Da, mă.
A, deși nu mai cu amenzi, că și acolo radere și amenzi, nu există. Am pățit în weekend. Au depășit două tiruri în localitate. Și clar, asta e că vin și claxonează, știi, și au claxonul ăla foarte bun. Mă, și speriată. Nu, sunt totalmente inconștienți pe bune. Cum da. Să depășești cu tirul în localitate? Da, bine, noi vorbim de viteze amețitoare, ca să spun așa, la ora asta, când cel puțin în București se circulă cu 7-8 km la oră. Da, și cred că și în marile orașele țării. Da. Mulțumim pentru telefoane și mesaje. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.